pentru zeci de familii din satul Beacu Mare din județul Gorj, apa a devenit un lux. La robinet nu mai curge nicio picătură, iar oamenii sunt nevoiți să parcurgă kilometri întregi pentru a lua apă de la vecinii care au fântâni în curte. O situație care durează de mai bine de 2 săptămâni. În tot acest timp, de la autorități nu au avut parte decât de indiferență. Nu mai e apă în fântână? Păi, vedeți, după câte vedeți, găleata este jumătate, s-a spus. Oamenii ceilalți o să rămână fără apă până mai târziu. Aproape 50 de familii din satul gorjean Beacu Mare din comuna Scoarța au ajuns la capătul răbdării. Pe temperaturi de până la 40 de grade Celsius, oamenii nu au apă la robinete. Ne confruntăm cu o situație foarte grea, deoarece primăria nu ne distribuie apă, nu ajunge apa la noi, cărăm apă de la 1,5 km cu butoaiele pentru animale, pentru spălat. De băut apă potabilă cărăm de la vecini din curte, pentru că nu avem de unde. Doamne, fără apă pe căldura asta. Ar ce greu aducem cu găles, când dorm copiii, facem câte două găles și unul și alt. Sătenii au cerut și ajutorul autorităților locale. Pe primar l-au văzut prin sat ultima dată la alegerile locale. Mă duc la muncă de dimineața, vin și după aceea plec la apă. E foarte greu. Păi am vorbit cu domn primar, am fost în vale, fusem și așa, și că nu are ce să ne facă. Plătim apa, plătim adică aerul, aerul. Contoarul se învârte, domnișoară. Se învârte, vă spun adevărul, că se învârte dacă îi dai drumul la robinet, înțelegi, și are aer, se învârte. Păi vă ajut de noi. Nici prin sat să vină să ne întrebe, domne, aveți apă, n-aveți apă. Foarte greu, doamnă. Am și eu și vite și copil și... Mă luăm cu sticlele. Și alții râd. Primarul, unde? Că l-ați ales? La umbră. Edilul susține însă altceva. Domnul primar, e adevărat sau nu e adevărat că n-au apă? Nu e adevărat. Spun că a fost apă la program, dar la ei nu a urcat, pentru că ceilalți udă grădinile. Care-i situația? Dacă udă grădinile, ce ne putem face lui? Și ce vine au oamenii de aici? Este cod galben de caniculă, domnul primar. Ce vine am eu că udă grădinile? Când a aflat că se filmează, primarul și-a făcut apariția și în sat. Apa este pentru uz gospodăresc, nu pentru irigație și nu pentru furt. Ei nu au apă nici de băut.